Da, ce faceți, bandiților? Acest episod este dedicat sfârșitul sezonului la hribi. De ce veți vedea minutele care urmează? Vizionare plăcută! De data asta am prins o zi mai norată în care nu avem brumă și undeva aici jos avem un hrib, dar hai să vedeți ce a pățit. Uite. Ceva a călcat pe el și l-a rupt exact în două. Uite, cam așa ar fi hribul întreg. Vedeți? Bun, deci prima bucată. Uite, de exemplu, în zona aia avem un hrib ceva mai mare. Uite, a făcut exact la finish, jos. Uite cum arată, e destul de sănătos. Undeva în zona asta, de exemplu, chiar aici jos, mai avem un hrib, uitați, e exact într-un câmp deschis, în afinit. Uite unde e făcută și ce distanță până la braz. Și e destul de fain. Da, uite. Opa! Opa, că te scap. Uite, avem aici un hrib. Uite cum arată. Foarte putred, l-a prins frigul și coada la fel. Deci a fost făcut în zona asta, undeva mai sus, gen, uite acolo, tot așa mai avem un hrib. În păcate și ăsta e la fel, aceeași chestie, uite, are și coada subțire, are și gheață, uite cum se duce penicula de la gheață. E foarte moale. Am ajuns din nou la acel loc cu feriga. Deci în locul acesta tot timpul găseam hribi. Azi, în schimb, hai să vedem. Cam aici găseam. Da, uite că este una lângă. Lângă și destul de faină, nu știu câte. Deci, ce am observat, hribii se fac cam prin afiniș azi, cu mușchi. Uite cât e de faină. Ca urmare, mă duc să caut prin alt loc, după care mă reîntorc. Într-un loc cu afiniș, să vedem dacă acolo au ieșit. Uite. Am intrat așa într-o pădure cu mușchi. Și undeva aici deasupra avem o bucată foarte faină. Uite, gen acolo. Arată super. Are un colorit deasupra. Uite. Când eram mic, eu le ziceam hrib de toamnă. Dar este tot specia edulis. Dar uite cât de interesantă. Uite, albă, iar deasupra, uite ce coloristic are, foarte faină. De exemplu, în zona asta, drept în față, lângă una roșie, deci lângă aici, avem un hrib, care arată cam așa. Destul de sănătos, de fain. Uite. Fain. Uite câte amanita sunt pe jos. Vedeți? Uite. Iar în spate la acel brad avem un hrib. Un hrib care arată. Uite cum arată. Vedeți cum e făcut?
Bun, deci cam ăsta e hribul. Uite. Interesant și fain. Sănătos! Am avut ocazia să prind ultima zi cu soare. După 4 zile, temperaturile au căzut brusc, la altitudine mică s-a lăsat brumă, iar la altitudine înaltă a nins. Așa că am avut prilejul să găsesc ultimul hrib după îngheț. Uite, de exemplu, chiar vârful acela, probabil pe cameră nu se vede, deci acel vârf este acoperit de zăpadă. Chiar deasupra stratul de zăpadă e foarte mare. Aici, în schimb, am avut ceva brumă, s-a mai dus, că s-a mai încălzit. Și hai să vedem. Uite că în zona asta avem și un hrib făcut undeva, uite, n-a finit cu mușchi. Deci în zone din astea unde avem și brazi, bruma nu ajunge ca într-un loc deschis. Nu, uite cum arată și cât e de faină. Dacă îi vezi doar pălăria, zici că e testaroasă. Dar nu este testaroasă, uite. Tot e dulis. Până data viitoare, numai bine și nu uitați, fiți bandiți!